Bună dimineața, locuitor ai comunei Edca Nouă, sat Milcovățu, unde domnul primar Marin Negru își desfășoară activitatea ca primar de aproximativ 12 ani. Un cămin cultural în care a făcut un proiect și în loc să-l ducă la finalizare a împărțit banii cu consultanții. Da? Acest cămin nu face decât să depoziteze tot ce ține mese, scaune, atelier ale utilajelor lui. Cortul de nunți și toate cele le ține în căminul cultural. Se poate vedea băncile, mesele, mocheta, cortul și toate celelalte. Se văd aici. Da? Acest primar nu ține cont de nimic. Și-a făcut și o vilă imensă prin care mi-aș fi dorit să justifice toți banii ăștia pe care din mandatul lui, deoarece la începutul mandatului nu avea decât un tractor de aproximativ 10.000 de euro și lucra circa 30 de hectare de pământ. De când a ajuns la instituția primăriei, are aproximativ 400 de hectare de teren, proprietate, și a făcut casă, are tractoare, combine și nu l-am văzut să fie urcat pe vreunul de utilaje sau să muncească. Nici el și nici băiatul lui. Avem aici un gard în care ține de cămin. Acest gard, în loc să fie la un metru cât a fost înainte de cămin, sau aproximativ 2 metri, l-a mutat în curtea căminului să-și lărgească proprietatea. Da? Asta face domnul primar. Și mai ajungem la cunoștință de foarte multe lucruri în care îngroapă gunoaiele. Are destule lucruri pe care le-a desfășurat în tot mandatul lui în posesia dânsului. Și vă pun la dispoziție fiecare aspect în parte și vă demonstrăm lucruri reale, ceea ce s-a întâmplat în Milcovoțul datea timp. Vă mulțumim!